mulțumesc pentru că ne-am întâlnit astăzi la un prim eveniment din tot ce va însemna săptămâna în care Galațiul este gazda grupei a doua mondiale de hockey. Suntem pregătiți, eu aici în persoană sunt mai mult pe post de suporter în momentul de față al echipei noastre naționale. Sper din tot sufletul ca băieții să câștige această grupă și ulterior încet încet să urcăm și noi în clasament, poate să accedem pentru divizia 1. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment, în mod special domnului Cosca, care într-adevăr a făcut ca lucrurile să se întâmple, colegilor din primărie, celor de la Asociația Sportului Gălățean, cei care au menegeriază acest patinoar din Galați. Efort susținut din partea municipalității pentru ca acest eveniment să poată avea loc. Cam atât din partea mea. Îl las, cred că sportivii au mai multe să vă spună decât am eu. La fel și domnul Cosca și domnul secretar general al federației. Succes pe mai departe. Good luck. Thank you very much. I hope to that you win this campaign. We hope to. Okay. But first of all, thanks to the Romanian Ice Hockey Federation for offering me and giving me the opportunity to coach the national team. So it's a new experience for me. It's going to be a real challenge. It's going to be a pleasure to work with Marius and Nelu. They know all the players. For me, I have some of the players that I had this year in Brasov. Plus, most of the players are players were playing against us. Obviously, the preparation for the competition was not very long. We only had three practices together in the last 3 days. But I think the motivation right now is really high. I think all the players and the whole team, including the staff and everybody, we really want to do good in this tournament. And we know that the expectations are very high, which is maybe trying to finish first, but we'll go one day at a time. We're starting tomorrow against Belgium, and again, thank you very much. And it's very exciting for me to be here, especially as a Canadian, probably the only non-Romanian in the team, but I'm very, very glad to be here, and thanks again. Thank you. Vreau să zic în primul rând că am fost foarte plăcut surprins de felul în care arată patinoarul și felul în care s-a pregătit Galațiul pentru acest campionat mondial. Va fi o plăcere să jucăm acolo și sper din tot sufletul că fanii hockey-ului din Galați vor veni în număr mare să ne susțină. Iar în mintea mea singurul lucru și singurul obiectiv pe care noi îl avem este să promovăm. Și vom face tot posibilul ca să obținem acest lucru. Flint Taboton Istvan, jucător al Dunărea Galați și jucător al echipei României. În grupa asta vrem să câștigăm și să intrăm în grupele mai sus. Pentru asta o să facem tot posibilul să câștigem grupa și suntem bucuroși că Galațiul a organizat evenimentul ăsta. Așteptăm pe fani să ajute pe noi, cum au susținut tot anul pe Dunărea. Și noi intrăm pe gheață să câștigăm meciurile. Nu știm multe despre adversoarele noastre, dar știm că o să fie Serbia și Belgia. Credem noi că o să fie echipele mai grele, dar cu echipa asta putem să batem și să câștigăm turneul. Dar nu putem să spunem pentru restul echipei că putem duce ușor peste ei. Trebuie să fim concentrați și să jucăm hockey-ul nostru care să ceară antrenorul nostru și să respectăm planul. Sunteți jucători care provenim din
Nu este greu, toată lumea știe să joace hockey, înțelegem foarte bine între noi, cu brașovenii, cu ciucanii, cu cei de la Giurgeni, nu e nicio problemă. Facem acum o echipă unită și o să dovedim asta în cursul săptămânii viitoare. Da, mă numesc Alexandru Colocă, sunt secretarul general al Federației Române de Hockey pe Gheață. În primul rând vreau să remarc faptul că ultimul campionat mondial care a fost în Galați a fost în 1979, odată când cu construirea acestui patinoar. Deci de-a lungul acestor ani am avut un suport din partea Galațiului și mă refer, au crescut foarte, foarte mulți jucători, jucători de valoare care au reprezentat România pe parcursul anilor. Am, într-o discuție cu domnul Coșca, dar acum câteva luni de zile, am zis să depunem, să facem tot efortul pentru a aduce, după 38 ani sau da, așa, să aducem din nou și să punem pe harta lumii din nou Galațiul prin acest campionat mondial. Și am reușit, mi s-a dat spre organizare, pe această cale vreau să mulțumesc primăriei Galați și nu numai primăriei Galați, și tuturor factorilor care ne-au susținut, ne-au ajutat enorm pentru a ieși bine organizarea acestui campionat mondial. Sunt convins că băieții se vor dărui, vor fi foarte uniți și vom ajunge la rezultatul final pe care ne-l dorim absolut toți. La ceea ce ați întrebat mai devreme, vreau să fac o remarcă. Cum să înțeleg numai cu 3 antrenamente? Deci băieții toți practică cam același sistem de joc în echipele respective. Mai mult, nu sunt 5 jucători în linie de la echipe diferite. Ei de obicei au mai jucat împreună pe parcursul anului. Deci ca atare nu este nicio noutate pentru ei ca să joace 1, 2, 3, să se integreze în altă linie. Deci vor da și sunt convins că vor da absolut totul ca să ajungem la rezultatul dorit de toată lumea. Noi în Brașov, anul trecut, am făcut și în Brașov campionatul mondial de U18, unde vreau să remarc că și acolo a ieșit foarte bine și ca rezultat, așa, dar totodată am venit pe, cum vă spuneam și mai devreme, pe ideea de dezvolta din nou hocheiul și de a-l pune în față hocheiul din Galați. Pentru că prin cele două campionate naționale pe care le-au luat în acum un an și acum 2 ani de zile în urmă, cele două sezoane, anul acesta au câștigat Cupa României. Deci Galați a început să crească în valoare și ca atare am zis că este și de datoria noastră a Federației să venim și noi cu un plus către Galați și să venim cu acest campionat mondial. Profitând de prezența dumnealui și pentru că mâine domnul ministru al sporturilor va veni aici la Galați, sper să nu plece fără să semneze un parteneriat prin care patinoarul de la Galați să devină unul dintre cele 4 patinoare la nivel național refăcute pe acest program de guvernare. Adică dacă am reușit acum 38 de ani să avem o cupă mondială și să acoperim patinoarul, poate că acum cu altă grupă mondială reușim să-l modernizăm și să-l facem o sală polivalentă. Avem studiu de fezabilitate, avem doar nevoie și de lobby-ul dumneavoastră alături de al nostru, tocmai pentru a fi prins la nivel național în cele 4 care urmează a intra în modernizare sau construcție de la bun început. De toți care e nevoie, de care sunt nevoie, pardon. Nu, avem doar studiu de fezabilitate în momentul de față, vorbim de câteva milioane bune de euro. Mă scuzați, dar eu aș veni cu o completare la ceea ce a spus domnul primar. Este o idee colosală, dar mergând pe sistemul celor de afară,
ar fi ideal, pe lângă reabilitarea acestui patinoar, să facem și un bazin de not, indiferent că este mai pe CNI, mai pe CNI suntem că... la limită. E în reactualizare proiect în momentul de față. Peste tot unde să construiești patinoare, să construiești și bazine de not, pentru că toată energia care se degaje de la patinoar se duce spre bazinul de not și bazinul de not trăiește prin patinoare. Deci fără mari costuri. Nu, asta trebuie să... Suntem pe ultima sută de metri. Dacă lucrurile se aliniază așa cum trebuie, undeva în vară ar trebui să avem semnat contractul cu CNI-ul pentru bazinele, cele două bazine acoperite. Din punctul meu de vedere, nicio echipă nu e de neglijat. Acum depinde probabil și de efectivul de care dispun. Dacă au cu ei și jucătorii cheie, însă, după cum am spus, nicio echipă nu ar fi de neglijat. Dacă ar fi să mă iau după ultimul turneu în care am întâlnit aceste echipe, probabil că sunt de acord cu Finta. Belgia a fost o echipă foarte bună, ultima de când a jucat împotriva lor, la fel și Serbia poate fi periculoasă, în special după sezonul acesta în care Belgrad a jucat în Liga MOL. La fel și Spania poate face o figură frumoasă. Noi însă vom lua fiecare meci în parte, așa a spus și antrenorul. Trebuie să tratăm fiecare meci cu cea mai mare seriozitate și mergem de la zi la zi. Da. Gheața e foarte bună, foarte bună și, după cum am spus mai devreme, patinarul arată foarte ok. Ne simțim foarte bine și când am jucat în play-off împotriva Galațiului a fost și atmosferă foarte bună. Sper că o vom avea și la meciurile din campionatul mondial. Targetul este promovarea, din punctul meu de vedere. Toți avem același obiectiv, promovarea. Ne așteaptă 5 finale, în fiecare zi, fiecare meci e o finală pentru noi. Așteptăm publicul să vină să ne susțină în număr foarte mare, cum au făcut-o în ultimii ani, cum au susținut Galațiul, și sperăm să fim pe primul loc la sfârșitul acestui turneu.